Fraieri, șmecheri și baroni, la noi, la ei sunt prințese. Nu acționează în județ, lucrează internațional cu sediul în Geneva. Și nu de pe baltă, de la The Office. Gulnara Karimova, fiica fostului dictator din Uzbekistan, este acuzată de autoritățile elvețiene de constituire de grup infracțional organizat și fraudă de sute de milioane de dolari. Bănci elvețiene, celebrități, petreceri scumpe și creditori plătiți de păcăliți de 2,5 miliarde de franci elvețieni, care este povestea prințesei Uzbekistanului închisă la Tashkent de aproape 10 ani și de ce o acuză procurorul general elvețian. Acum, ca să trecem totuși și la ei lor. Sau cum să faci un imperiu imobiliar de 240 de milioane de dolari și să-ți și iasă până ești prins, știi? Mai avem noi niște cazuri, Ana Delvi și... Cazuri sunt multe și cazuri tocmai de asta corupție, am evident. Ținut să o vedem și pe prințesa uzbecă, uite-o după gratii. Fostă vedetă pop, și-a lansat propria linie de bijuterii, a fost în business ani de zile, a dispărut subit la un moment dat. A dispărut odată cu tatăl său, din păcate prin 2016 a decedat, liderul de la acea vreme al Uzbekistanului, președintele de acolo, ca să ne exprimăm concret, pentru că atunci când zici dictator te aștepți că o fi cine știe ce Fidel Castro sau nu, era președinte, deci era într-o funcție normală până la urmă, dar e adevărat, cu altfel de alegeri și altfel de mandate. Bun, prințesa uzbecă a creat, pe lângă ce ai menționat tu, într-adevăr, stilul ăsta de viață așa pop, a creat totuși și a avut mintea necesară să conducă o operațiune la scară largă, internațională, care spune acum, pentru că ăsta e news-ul cumva, ea fiind închisă în Uzbekistan de prin 2014, inițial în arest la domiciliu, apoi chiar condamnată și închisă într-o închisoare din Tashkent, pentru deturnare de fonduri, că de aici veneau toți banii de fapt, dar conducea o organizație, această organizație The Office, cu aproape 100 de companii și câteva zeci de membri acolo, care manipulau acești bani și încercau să-i ascundă. Cert este că era o organizație condusă exact ca o corporație de talie internațională, cu infrastructura necesară, cu elementele organizaționale, cu task-uri pentru fiecare în parte, foarte bine și precis, că de-aia făceam eu paralela mai devreme cu șefii de astăzi și cu Elon Musk și cu cei care au rezultate, dar sunt contestați de fiecare dată pe la toate colțurile, pe la toate colțurile, da? Că vezi, Doamne, că e agresiv, e narcisist, știm foarte bine discuțiile le-am putut avut. Exact, te omoară, te omoară cu munca, că tu nu prea te omori cu ea. Te face puternic mai degrabă. Da. Ce să zic, uite, apropo de această poveste cu cine a permis prințesei uzbece, a fost un raport numit așa la un moment dat, situația acestor tranzacții pe care ea și oamenii din spate le-au făcut, ridică cumva această problemă a autorităților britanice, care nu fac ceea ce ar trebui să facă pentru a împiedica infractorii sau cei care comit fraude să-și spele banii prin proprietățile de acolo și cumva toată această poveste se învârte acum în jurul autorităților din Marea Britanie și în Elveția și ne întrebăm asta pentru că în acest raport despre care vorbeam mai devreme se menționează că ușurința cu care Karimova a obținut proprietăți în Regatul Unit. Bun, Regatul Unit, Elveția, acolo unde și o bancă importantă, Lombardo Odier, este cercetată și acuzată că ar fi ascuns diverse diamante, pietre prețioase în valoare de sute de milioane de dolari, așa cumva își țineau ei bunurile. Bineînțeles că banii, încă o dată, veneau practic de la companii mari de telecomunicații din vest, care încercau să obțină contracte în Uzbekistan. Se și întâmpla în mare parte dintre cazuri. Bineînțeles că există și creditorii aceștia care dau în judecată EY, care este auditorul care a semnat documente pentru compania Zeromax, așa cum se chema ea, până în 2010, când a clacat, bineînțeles, compania intrată în faliment. La vremea aia, atenție, era al doilea cel mai mare faliment înregistrat vreodată în Elveția. Ca să înțelegem magnitudinea acestei organizații, magnitudinea furtului și până la urmă, cred că ar trebui așa ca o concluzie
să avem și noi puțină decență, așa când discutăm până și despre șpăgi și despre tot felul de șmecheri, pentru că nu sunt, de fapt. Adică hai să nu punem la rang de mare infractor așa pe buzatul. Așa este, vezi că până și în această lume a infractorilor există clasă și clase și acolo, da, îți trebuie... Uite, doamna are. Are și zic clasă, doamna pentru că, atenție, și are 50 că, de ani. Tot ce am citit despre ea până acum, în toate rapoartele și în toate opiniile oamenilor care o cunosc, toți spun că era lipsită de empatie, că nu avea principii și că era capabilă să facă orice pentru a-și atinge scopul. Deci nu putem judeca dacă este un lucru bun sau rău. Până la urmă e vorba de ambiție, da? Și de putere, iar în momentul în care vorbești despre putere, este clar că nu o ai, așa că această prințesă nu prea a vorbit, a făcut... Și concluziile și le trage fiecare. Bine, bineînțeles că nu putem promova sub nicio formă acțiunile de tipul ăsta, de fraudă în formatul ăsta, dar pe de altă parte putem aprecia un spirit organizațional. Ea este pedepsită așa cum ar trebui, o să stea probabil în închisoare. Știi și cum în e Elveția. Adrian Bogdan, până la urmă este vorba despre faptul că în această lume există niște instituții și niște organe de, nu știu, apărare, de reglementare, de verificare și așa mai departe, care trebuie să-și facă treaba. Acum că vin tot felul de oameni care vor să manipuleze situații, promit proiecte care nu există și iau finanțări pentru asta, cumpără fraudulos, spală bani prin proprietăți imobiliare și așa mai departe, până la urmă, da, este vorba de bunul simț și simțul civic al fiecărui om în parte, de a-și duce viața demn și cu principii, dar lucrul acesta ne arată încă o dată ce lipsă de profesionalism, ce lipsă adevărată de profesionalism există în toate aceste instituții care nu le fac față infractorilor. Și nu e vorba doar despre asta, e vorba de cât de întinsă este corupția și cum ar trebui și hai să găsim modalități prin care să o eliminăm, pentru că dacă ne-am fi raportat, că de-aia am făcut paralela cu România și cu baronii noștri, dacă ne-am fi raportat la o țară cum e Uzbekistanul, aș fi înțeles. Dar domnișoara, doamna din imagini, are până la urmă expunere internațională, exact, și în piețe, exact, puternic exact, fiscalizate, puternic dezvoltate, adică nu vorbim despre niște state din astea de mână a doua, a treia, care și, să... Și până la urmă, o altă concluzie e că până în cele mai înalte organe de securitate, reglementare și cele care sunt responsabile de aceste lucruri, și acolo există corupție la cote foarte înalte, așa că... Un lucru vreau să mai adaug aici, pe care tu mi l-ai spus și m-am mirat. Karimova a studiat la Harvard. Deci, copii, stați în școală, cum spun americanii. Copii, stați cu minți, e timpul ca adulții să-și iasă din minți. Și acum...